arată odată unei colegi noastre, domnul Cherecheș este la vârsta majoratului. Este un om serios și responsabil. Sigur că noi nu putem să fim tot timpul alături de dânsul și să-l ținem de mână. Ca atare, dânsul va declara ce crede de cuvință. Poziția dânsului este cea pe care o știm cu toții. A noastră diferă puțin. Noi considerăm că problema este rezolvată din punctul nostru de vedere. Dânsul este o fire cu un temperament mai original. Sperăm că cu timpul își va reveni. Își cere sancționarea lui? Adaug eu ceva aici până până să întrebarea următoare. Deci eu sunt convins că nu este o problemă și că încet, încet ne vom așeza pe un făgaș normal, pe un drum comun. Suntem preocupați să construim, să acționăm împreună, nu să reacționăm la diverse stimuli din exterior sau din interior. Nu vom cere sancționarea dânsului. O să vă spun eu că domnul primar va fi alături de USL, așa cum USL a fost alături de domnia sa pe un mai când sau pe când a câștigat în primul tur. Iar celelalte răutăți care să mai spun, le puteți trece la și altele. Bun. Alte întrebări, atunci. Adică o să-l ajutați să ajungă și în membru PC. Problema este, nu știu dacă domnul Cicel Zafir nu s-a opus. Dimpotrivă. Alte întrebări, vă rog, dacă mai sunt. Eu aș discuta, poate o chestiune internă și îmi pare bine că vedem la aceeași masă. De mult am mai avut o masă la o conferință de presă. M-a interesat un vid de lucruri interesante, de lucrurile în cazul unei victorii. Ce se întâmplă în cazul unui eșec? Cine răspunde pentru aceste eșec? Răspunde dar Florin Tătaru sau răspunde Catarin? Nici răspunde pentru eșecul pe care o Bun, am pus o întrebare vis-a-vis de USL, nu? Pentru interesant. Eșec, domnul Zolaș, pentru eșec răspundem toți. Toată lumea. Așa. Bun, ce înseamnă asta? Adică, mă refer la Partidul Național Liberal, se poate merge inclusiv la dizolvare, nicio problemă. Este o sancțiune prevăzută în statut și n-am mai face nimic. Aici aș putea fi greu. Dar avem obligația să o facem și eu cred că nu va fi cazul. Cred. Deci vreau să vă spun că dacă ar fi după sancționarea înfrângerilor, ar trebui de fiecare dată după alegeri, ca jumătate din viața politică românească să, din oamenii politici au vrut să fie... N-am vrut să folosim. Deja cu lasă după Evanghelie, da? Așa că nu e cazul. Bun. Alte întrebări, vă rog. Cum ar fi reușit să-l puneți pe tot de pe vostru în Anghela, în vedere în care se află? Credeți că ne poate spune în această campanie când o să ne apuneți banii de aturați comunității? Pentru că acest lucru de pe vostru în astfel de campanie de o învergură deosebită înseamnă că ați asumat și o mare, foarte mare parte din imaginea celor pe care le primim problemă. Sunteți foarte mulți din multe puncte de vedere. Și politic și serios. Cred că e cel mai dus pentru asta. Dar eu am să vă spun la prima, eventual la a doua, care e atac la persoana asta, da. Dacă îți dați voie mie, da. Noi suntem cei vizați. Domnul Adilusu, eu vă spun de la început, cred că am spus-o și cu alte ocazii, nu l-am considerat niciodată vinovat pe Angel Cristian. Pentru mine, Angel Cristian este nevinovat și a fost nevinovat. Ați văzut tot timpul că am fost alături de el. Întrebarea dumneavoastră este puțin tendențioasă și, aș spune, și cu rea credință formulată. Dar este dreptul dumneavoastră de a formula întrebări și haideți să spunem obligația noastră de a vă răspunde. Angel a avut și trebuie să recunoaște diferent, spune adversarii lui, a avut un cuvânt de spus în acest oraș și a avut un cuvânt de spus în filiala PNL Maramureș. Nu se poate trece atât de ușor peste 17 ani dedicați unei comunități. Nu cred că ceea ce a spus dumneavoastră, respectiv că situația domnului Angel și când ne va restitui bani,
îi va restitui banii, nu numai Anghel trebuie să restituie. Anghel îi va restitui așa cum prevede legea. Dar trebuie să vă spun și dumneavoastră știți de asemenea și pot să vă dau foarte multe relații, pentru că eu cunosc starea de fapt. Se pare că vinovații sunt în altă parte și nu este anul. Odată când am discutat domnul Rusu la o cafea, vă voi spun. Anghel va plăti acei bani și Dumnezeu va ajuta să plătească. Nu este o problemă că Anghel este aici director de campanie și Anghel va fi alături de filiala PNL și în continuare, vă spun de acum. Fiindcă avem nevoie de experiența domniei sale. Asta este punctul meu de vedere și este sincer. Și asta va fi și în continuare. Noi vom fi alături de domnul Anghel și Anghel, domnul Anghel va fi alături de noi. Te rog. Aș vrea să fie foarte clar pentru mine faptul că domnul Cristian Anghel a acceptat funcția de director de campanie și purtător de cuvânt, pentru mine, pe mine mă onorează. Responsabilitatea acestei numiri îmi revine mie și consilierilor mei, iar această responsabilitate s-au alăturat președinții celor două partide care au fost de acord cu propunerea făcută de mine. Mă mir cum de, pentru o anumită parte a presei, preocupată de același jalnic spectacol, în care se mai înscriu și alte atitudini asupra căruia nu vreau să fac vorbire acum. Este așa de preocupată de chestiunea aceasta și cum de n-a fost preocupată atunci când toți pulpavii politici aflați astăzi în funcții sau care vor să ajungă în funcții încercau să se conecteze la electoratul, la imaginea și la personalitatea omului politic Cristian Anghel. După ce acesta, după ce dânsul nu a mai fost primar. De ce atunci Cristian Anghel era bun sau excepțional pentru ei? Și acum este o problemă că domnul Cristian Anghel ar avea sau nu statura morală să fie purtător de cuvânt a candidatului CR. Din punctul meu de vedere, și vis-a-vis de chestiunea cu sprijinul primarului de Baia Mare, eu consider că sprijinul primarului de Baia Mare l-am, pentru că pentru mine primarul de Baia Mare, primarul de suflet, este Cristian Anghel. Și dacă Cristian Anghel ar fi candidat pe 8 mai, ar fi fost din nou primar. Și dacă ar candida mâine, ar fi din nou primar și dacă va candida în 2016, are toate șansele să fie din nou primar. 2016? Dacă nu se poate anticipa. Deci, răspunsul meu, că am vrut să dau la început, îl dau foarte scurt. În sondajele noastre, în momentul de față, persoana politică cu cea mai puternică notorietate în județ e Cristian Anghel. Bun. Mai sunt întrebări, stimați colegi? Se vădește că emisia primarului de Săfărășirea se înscrie în PNL, fiindcă și scurt cu PNL, îl poți primi? Repetați întrebarea. Primarul din Săfărășirea. Domnule Emiliacu, da. Este ca și scurt din PNL, îl veți primi în PNL? Da. A fost în PNL. A fost. Și el. Nici o problemă, revine acasă omul. Îl căutăm și noi, că din PSD-ul se da. Dacă nu reușești la unul dintre cei doi, merge la PC. Deci e bun USL-ul ăsta. Noi am fost colegi o perioadă, dați-mă că intervin aici peste Prezidiu, da? Cu domnul Călin Matei și cu Toni Rochian în PNL. Și acum ne-am reunit cumva sub o construcție politică în care dorim să câștigăm în acest colegiu. Dacă mai sunt întrebări, stimați colegi? Nu? Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. Angel, un trafic nu ne fie pe bani.